Peștii pot, spiritual, pot depăși multe etape sau pot merge înapoi. Câștigurile financiare nu pot fi prevăzute, iar cunoscuții nu prea îi mai apreciază, dar vor avea succes în toate planurile dacă se află în străinătate. Deci, pentru zodia peștilor, trei domenii distincte de viață pot fi marcate de succes. Studiul în instituțiile de învățământ superior, călătoriile în țări străine, și aici trebuie menționat că nu este vorba doar de momentul deplasării cu mijloacele de transport, ci de toată durata petrecută pe meleaguri străine. Iar al treilea capitol este reprezentat de activități în domeniul spiritual sau religios. Realizările în domeniile anterior menționate sunt favorizate de gradul în care ești apreciat de comunitatea din care faci parte, de modul în care ai avut grijă de imaginea ta. Aparițiile tale provoacă reacții de admirație și respect pentru calitățile tale de om și pentru faptele tale. Capitolul câștigurilor financiare realizate cu muncă, efort prin exploatarea talentului și a inteligenței, este marcat de schimbări bruște și neprevăzute. Vor fi momente cu câștiguri surprinzătoare, dar brusc poți intra în rândul datornicilor. Mare precauție la cheltuieli, pentru că banii se pierd mult mai ușor decât se câștigă și este mult mai plăcut să fii surprins de câștiguri decât de pierderi. Poți înregistra o scădere a prestigiului profesional datorat unor rezultate nu prea bune în muncă, dar și a unor serii de ghinioane care se țin după tine unul după altul. Altă cauza scăderii cotei tale de apreciere din partea cunoscuților o reprezintă faptul că ai acceptat un loc de muncă mult sub nivelul tău profesional. O posibilă soluție pentru ieșirea din această criză de popularitate poate fi plecarea la muncă într-o țară străină. Bani pentru deplasare și ce mai este necesar ai pus deoparte, așa că nu este o problemă și poți beneficia de oferte avantajoase de muncă acolo. În plan spiritual, te afli într-un moment de răscruce în misiunea de a-ți descoperi menirea în viață. Ai posibilitatea de a evolua spiritual sau te poți îndepărta de la calea ta de viață.